spunem, când vorbim de limbajul corpului, ne referim și la felul cum stăm, nu știu, pe scaun, în anumite întruniri, discuții, da, la serviciu. Ating câteva idei pe această temă. Da, de exemplu, bărbat, dacă stă față în față, reprezintă conflict. Unul dintre ei trebuie să stea un pic într-o parte ca să nu mai aibă conflict. La fel și două doamne. Dacă stau față în față, la fel, reprezintă un conflict. Trebuie să stea exact cum stăm noi, așa, să avem un punct comun în gen aici. Da. Sunt multe lucruri pe care le-am învățat, nu din cărți citite despre bunele maniere, ci din trainingurile la care am participat. Unde eu am considerat că acele informații sunt benefice să le pun în această acum, carte. Spune-mi și mie, cred că te-am întrebat și înaintea emisiunii, faptul că eu acum stau picior peste picior, e ok? E în regulă? Cum ar trebui să stea o doamnă? Bine, e adevărat. Și de multe ori stai și nu e nicio problemă, dar... Nu este niciun lucru rău să stai picior peste picior. Era un lucru rău dacă puteai așa... Aha. Sau în diferite postaje Da. Bine, o femeie cam greu să stea așa, dar bine, un bărbat probabil stă. În general, când poziția corpului este foarte importantă când stai la masă. Okay? În momentul în care stai la masă cu familia, dau un exemplu, 8 persoane, 4 pe parte, 4 pe parte sau 3, nici măcar nu contează. Când stai la masă cu familia, este important să, cel puțin în acele momente în care mănânci, să stai cu picioarele pe podea, pentru că este un respect față de ceilalți să nu stai ceva de genul acesta și să mănânci sau să spui farfuria pe picioare sau să stai exact cum am stat eu mai devreme așa și să mănânci. Poți să stai așa ca relaxare după ce ai terminat de mâncat și stai la conversație cu ceilalți, pentru că este o poziție confortabilă. Eu când stau la calculator stau în această poziție fiindcă chiar îmi este confortabilă, dar nu în timpul mesei de față cu ceilalți. Ceilalți trebuie să ai o poziție normală ca să poți să oferi celorlalți un cadru ambiant.